Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana. Azi era să vă zic câteva lecții de viață din Minecraft. Mi-ați zis să vă zic câteva lucruri despre Minecraft la comentarii în clipul acela despre Stardew Valley, deci astăzi facem asta. La fel ca în Stardew Valley, înveți o mulțime de lucruri din Minecraft, iar azi vreau să vorbim despre aceste lucruri pe care le înveți. Minecraft te poate învăța multe despre viață și deși jocul pare destul de simplu, el are o mulțime de astfel de lecții. Deși jocul este făcut pentru a mina și pentru a-ți pune creativitatea la încercare, jocul oferă și multe alte lucruri. Una dintre principalele lecții pe care ne le oferă Minecraft este că viața este grea, dar cu multă muncă, determinare și dorința așa de a reuși, reușești să-ți atingi obiectivele. Adică muncind din ce în ce mai mult în joc, îți vei da seama că cât de curând vei ajunge să-ți atingi acele obiective pe care ți le propui. De exemplu, să-ți faci o casă, o fermă, cum fac eu Minecraft. Asta presupune din nou foarte multă muncă, presupune să vei avea parte de o mulțime de greutăți, știți cum sunt acei creeper, cum sunt zombi și alți mobi care mai apar prin Minecraft, dar cumva simbolizează asta și viața într-un fel, că poți să-ți faci un plan perfect, poți să-ți propui orice, să atingi cele mai înalte culmi, dar la un moment dat viața sigur se arată sub forma unui creeper și îți mai dă damage la viață, știi? Dar ori în ori, dacă te focusezi pe asta, te focusezi pe ceea ce îți place, pe ceea ce faci, pe munca ta și continui să progresezi, îți vei da seama cetul cu cetul că vei începe să chiar atingi obiectivele pe care ți le propui și Minecraft-ul fix asta face. Toate că viața este grea, el cumva îți oferă ocazia de a o face exact așa cum vrei tu. Indiferent cât de grea este viața, mereu vei reuși să ajungi la capătul tunelului, chiar și în cele mai grele ipostaze. Reușești cumva să treci peste acestea. La fel cum este și Netherworld, care reprezintă o lume plină de pericole, așa poate fi și viața, adică să te trezești în situații fără scăpare. Cu toate acestea însă, chiar și din Nether ai scăpări. La fel ca și în viața reală și poți oricând să-ți schimbi situația în favoarea ta. În Minecraft, atunci când tratezi un villager cu bunătate, acesta va putea face și lucruri bune pentru tine. Iar chestia asta se aplică și în viața reală. Din nou, cu bunătatea, cu kindness-ul, dacă tratezi orice altă persoană cu bunătate, îți vei da seama că acel lucru se va întoarce și chiar uneori înzecit. Nu știi la ce te aștepți atunci când ajuți pe cineva, pui o vorbă bună, când încerci să încurajezi pe cineva, poate că acel cineva va reuși. La un moment dat, sigur, va fi recunoscător sau că nu va fi recunoscător, cu siguranță o altă persoană pe care ai ajutat-o în trecut poate îți va fi recunoscătoare. Iar lucrul ăsta este foarte important și de asta vă încurajez și eu să fiți cât mai bun posibil, să ajutați, susțineți persoanele, să dați dovadă pur și simplu de bunătate, că chestia asta vă învață și Minecraft într-un fel. Când faci bine, primești înapoi și bine, ați putea spune că e și o karma, dar karma e un fel de common sense, adică dacă tu faci bine unor persoane, automat și ele o să se gândească la tine și poate că o să încerce să-ți reîntoarcă favorul respectiv și într-un fel e mai bine all in all să faci asta decât să fii invers, să nu-ți pese sau ceva, să fii chiar rău cu unele persoane. Și de asta e bine să vă gândiți la acest lucru. Iar Minecraft cumva îți arată tocmai asta, că dacă ești bun cu alții și ei o să fie la rândul lor buni cu tine. Orice proiect mare din Minecraft are nevoie și de un planning cât mai bun, iar acest lucru se întâmplă și în viață. Trebuie să te pregătești, trebuie să-ți faci planul și trebuie să ții cont de toate aceste lucruri și să continui să devii din ce în ce mai bun pe zi ce trece. Minecraft te învață să fii atent la toți pașii pe care îi faci, lucru valabil cu toate lucrurile din viață. Minecraft îți mai arată și că orice lucru este posibil, adică cu toate că începi de la zero, practic de la nimic, și Minecraft poți ajunge destul de big în joc, poți crea niște lucruri extraordinare și practic începi de la zero ca toată lumea, ca și în viața reală. Ca să ajungi undeva trebuie să începi de undeva și de obicei începi de la un level destul de down așa. Un alt lucru care te învață și Minecraft-ul să nu te subestimezi și să shoot for the stars și să încerci să faci proiecte cât mai grandioase și să nu te limitezi la un anumit lucru, adică să nu consideri faptul că nu meriți să fii la un anumit nivel. Minecraft-ul asta te învață într-un fel să muncești pentru obiectivele tale, să încerci să-ți depășești situația și să devii din ce în ce mai bun și actually să-ți pui obiective cât mai adecvate, cât mai bune, cât mai sănătoase pe care să încerci să le atingi. Iar asta este o altă lecție de viață pe care Minecraft-ul te învață. Nu în ultimul rând, Minecraft te învață că o singură persoană poate schimba lumea. Creatorul jocului, Marcus Persson, practic a creat acest joc în timpul său liber. Și uitați ce a devenit în ziua de azi. Este nevoie așadar doar de o persoană pentru a schimba lumea. Asta e o altă lecție pe care o poți învăța jucând Minecraft, că poți schimba practic lumea și cam asta îți oferă și transmite așa jocul, că tu poți modela lumea exact cum o vrei tu. Adică poți să o influențezi într-un mod foarte pozitiv și poți să o faci în același timp să fie un univers cu adevărat special, adică un univers în care practic începi de la zero fără nimic și să ajungi foarte, foarte, foarte mare în acest joc. Iar
Iar chestia asta îți sugerează faptul că oricine poate să facă o diferență în această lume și de asta cumva este atât de apreciat jocul all in all. Minecraft nu are niciun fel de obiectiv. Poți face practic ce vrei tu în joc, poți explora lumea, poți să-ți creezi tu propria lume sau poți mina pur și simplu. Totul depinde de tine așa. Și da, concluzia clipului este să jucați Minecraft. Da, vă aștept și pe server. Aveți serverul la descriere, by the way. E un server public și este mereu disponibil. Puteți intra acolo să jucați Minecraft cât vreți. Dar din nou, da, Minecraft-ul te învață multe chestii despre viață și chiar vă sugerez să jucați pentru că vă schimbă așa, adică vă transformă într-o persoană mai bună și reușiți să acumulați anumite abilități jucând Minecraft și să învățați chiar și despre viață, după cum ați văzut în acest clip, jucând Minecraft. Deci, da, vă încurajez să jucați și cam atât și cu clipul de azi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Puteți să băgați like, subscribe, bineînțeles că mă ajută și asta. Puteți deveni și membri al canalului și ne mai auzim în sus pas cu un alt clip pe acest minunat canal. Vă urez o zi foarte bună. Pa, pa! Și eu sunt un mic micuț, adică micro nano influencer. KBZ 2K21. Cafeluța. And his name is Killer Bananas. Dă-te-ne te, nani? Până și Sina a aprobat asta. Ursul. Nici ideea că a fost la Brașov. Cel mai urs e ursul. Thank you.